Doamne, această mulțumire pe care ți-o aduce robul tău, Nicolae Protosinghelul. Doamne, miluie! Princioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc, mântuirea lor. Pentru cei ce te ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul tău. Sfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe oștirea cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, într-o împărăția sa. Pe toți ce adormiți din neamurile noastre strămoși, fii și fiice, soți și soții, pe toți ce dintr-o rudenie și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini și de Hristos iubitori, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.
viața neamului ce va să fie. Amin. Zace, au aduce. Cazuri ați avut de aseară până în această dimineață? Până în acest moment, peste 130 de cazuri, da, de când am schimbat echipajul. Și de ce s-au plâns oamenii? Deci am avut pacienți care erau cu afecțiuni cardiace, am avut multe crize hipertensive, am avut multe lipotimii din motive de post,
am avut dischinezii biliare și nu în ultimul caz foarte multe reacții alergice. La înțepătură de viespe sau înțepătură de albine, n-aș putea să vă spun. Au fost multe cazuri de alergii? Da, chiar multe, chiar multe. Și mai ales așa, în ultimele ore, deci în decursul dimineții. La manifestările religioase prelejuite de hramul Adormirea Maicii Domnului a Mănăstirii Nicula nu s-au înregistrat incidente. Credincioșii s-au recules în voie la icoana făcătoare de minuni. Credeți că se vor înregistra de acum înainte, dat fiind faptul că au început deja și împărțeala sărbătorii? Nu, nu, nu. Din experiența anilor trecuți nu se vor înregistra incidente. Imama. Câte sarmale ați făcut? 16.000. 16.000? Da. Și din ce sunt făcute? Sunt de post sau de dulce? De post. Și ce le mai dați la oameni? Cozonac, pâine. Cozonac și pâine. Și cât timp ați muncit ca să le pregătiți pe toate? 3 zile. Aici e... 3 zile a durat tot? 3 zile, da. Și o să fie suficiente pentru toți oamenii? Da. Porția cât e? 4 sarmale, 5. 4-5 sarmale, 3 felii de pâine și 2 de cozonac. Uitați, stăm la rând și așteptăm să fim serviți cu sarmale. Și ce credeți că o să mai primiți? Cozonaci, o să vă dați? Da, știm noi ce ne așteaptă surprize. Sunt nu? Sarmale de post sau de dulce, credeți? De post. Și de cât timp sunteți? Cum de cât timp de sunt? De când sunteți aici? La rând? Da. De 5 minute. Merge repede? Merge repede. Poftă bună! Stăm la rând la mâncare... Așteptați sarmalele? Da, ca astea sfințite, să ne ajute Dumnezeu să ne fie spre folosul familiei, a copiilor care sunt departe de casă. Și de cât timp stați la rând? Stați de mult timp? Nu, de un sfert de oră. Merge repede? Da, merge repede. Da. Stăm, se gustăm sarmalele. O să vă dea și cozonac? Da. Au făcut 16.000, o să fie suficiente? Cred că da. Că nu de foame, dar... Vreți să le gustați, să vedem cum sunt făcute astea de post și de către... Și de la mănăstire. Băicuțe. De cât timp sunteți aici la mănăstire? Noi numai de seară. Mult timp. Sunt care sunt de 3 zile, dar n-am putut mai mult. Și ați venit de undeva, de aproape? Nu. Din Sălaj. Veniți în fiecare an? Nu. Nu chiar, dar când putem. Sperați să fie bune sarmalele? Sperăm. Thank you.
Deci, ce face? Este ce asta mai stau. Domnul să faci uite. Să bine. Sunteți în zona metropolitană Gherla. Ah. Da, ne-am întâlnit cu părintele, dar am văzut, eram... Ați venit? De la Bistrița Năsăud. Tocmai din Bistrița, da. Până aici. Până aici, că aici ne-a fost drag să venim la Maica Domnului, că vinim de mai mulți ani. De câți ani veniți aici? Da, până nu mai știu, oricum, de vreo 20, cam așa ceva. Și mai exact, de unde din Bistrița Năsăud? De la Poiana Ilvi. Departe și mai departe, în celălalt capăt de județ, cum ar veni. Da, și pentru ce v-ați rugat? Pentru toată casa, pentru copii, pentru toată familia. Și nu a fost greu? De când ați venit? Nu avem bărbat și de aici ne-a fost drag să vinim. Când ați sosit aici? Ieri, pe la 11. Și nu a fost greu să stați atâta timp aici, sub cerul liber? Nu mi-a părut greu. Nu, că dacă vii cu o dragoste, nu-ți mai pare greu. De la Bistrița. De la Bistrița, de la Prun de Bârgăul. De la Prun de Bârgăului. Și când ați ajuns aici? De miercuri suntem aici, am venit cu cortul, am dormit aici, am stat la rugăciune. Obișnuiți să veniți în fiecare bine. Eu sunt pentru prima dată, sora mea, ea vine mai des. Dacă... Și pentru ce v-ați rugat aici? Pentru copii, pentru sănătate, pentru toată lumea, pentru mai bine, să fie mai bine în țară. Pentru spuneți toată. Că ați venit pentru prima dată la această mănăstire. Cum ați găsit mănăstirea? În ciuda faptului că era foarte multă agitație, foarte multă lume. E foarte multă, dar e mult spirit, e mult, multă, nu știu, așa, foarte frumos. Ceva... E liniște? E liniște, liniștea sufletească și e minunat. Ați venit și cu lucruri pregătite? Da, am adus de toate și mi-am pus. Ce v-ați adus? Cu de toate am venit. Periniță, am avut în cort, de toate ce trebuie. Haine, mâncare? Da, haine groase pentru iarnă, pentru noapte, că noaptea e mai rece, mâncare și de toate. Și când o să plecați? Să se termine lumea și o să plecăm. Ați venit aici la mănăstire. Da. Obișnuiți să veniți în fiecare an? Da, să-i rugăm lui Dumnezeu. Și de unde veniți? De la Ogradejului. Nu. De când ați sosit aici? Soțiul s-a venit ieri, abia am venit azi cu mașină. Și cum a fost pentru doamna? A fost greu? A fost? Foarte frumos. Foarte frumos. Ridica cu Andrei, proiectul cu străinia aia, m-a participat foarte frumos. Și pentru ce anume v-ați rugat? Pentru noi, pentru toată bolă, pentru toată lumea. Credeți că Dumnezeu vă va auzi rugăciunile, da. Sperați? Eu cred că da. Pentru toată lumea, pentru noi, pentru familie, pentru iertarea păcatelor și pentru mulțumire la Dumnezeu, că încă mai sunt în pași și i-am urcat aici. Și ce înseamnă pentru dumneavoastră această sărbătoare? Asta e cea mai importantă sărbătoare, pentru că Maica Domnului, adormirea Maicii Domnului, nu orice sărbătoare. Și așa că ne rugăm Maicii Domnului să ne ocrotească, că e Maica lui Dumnezeu, care ține cerul și pământul în palme. Ce mai importantă, ce mai iubită a noastră, Maica Domnului. A fost greu, a fost ușor să stați peste noapte aici? Da, s-a până la 2 al noapte și nici nu ne-am obosit. Da. Cum se face? Cum vă explicați faptul că nu ați simțit oboseală? Păi, auzi, când ai o dragoste așa de mare, nu mai simțești oboseală, nici o durere, nici o oboseală, nimic, nici mai mare.